Breaking news la Digi24, doamnelor și domnilor, este criză guvernamentală în Republica Moldova. Premierul Natalia Gavrilița a anunțat în urmă cu puțin timp demisia guvernului pe care îl conduce. Jurnalistul Digi24, Andrei Negusiu, vine cu detalii. Bună ziua, Andrei, ce informații ai? Bună ziua, într-adevăr, premierul de la Chișinău a anunțat demisia după o scurtă declarație în care a spus că, în ciuda relațiilor bune ale Republicii Moldova cu instituțiile europene, ale guvernului pe care îl conduce cu instituțiile europene, din păcate, în Republica Moldova consideră Natalia Gavrilița că nu are suficientă susținere politică, de aceea și-a înaintat demisia. Este un anunț pe care mediile politice și jurnalistice de la Chișinău îl anticipau. Iată că a venit. Mandatul guvernului Gavrilița încetează după aproape un an și jumătate, un an și cinci luni. În acest moment Natalia Gavrilița își prezintă un inventar a ceea ce a făcut, un bilanț al activității sale ca premier în Republica Moldova și după aceea, desigur, probabil vor fi îndeplinite alte chestiuni de protocol. În acest moment, asta înseamnă că este un guvern provizoriu până când președintele Maia Sandu va desemna un alt premier care să preia mandatul pe care îl lasă liber acum Natalia Gavrilița. Pe de altă parte, această demisie vine într-un context foarte delicat. Ne amintim că doar ieri la Consiliul European președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a spus liderilor UE că Rusia are un plan exact prin care vrea să destabilizeze și să distrugă democrația din Republica Moldova. Citez, în acest plan ar fi detaliat cine, unde și cum ar trebui să acționeze tocmai pentru a destabiliza Republica Moldova, după un model pe care Zelensky îl considera asemănător cu ceea ce s-a întâmplat în Ucraina înainte de invazie. Zelensky a spus ieri că a discutat cu președintele moldovean Maia Sandu, că a avertizat-o în legătură cu acest plan rusesc, iar la puțin timp după aceea, Serviciul de Informații de la Chișinău a confirmat că are aceleași informații, că desfășoară operațiuni specifice, tocmai pentru că au descoperit activități subversive pe teritoriul Republicii Moldova, realizate de către agenți secreți ai Rusiei. Mulțumesc foarte mult, Andrei, și te invit să rămâi alături de noi. De asemenea, se alătură discuției și Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României. Bună ziua, domnule ministru, vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Să rămână, bună ziua. Având în vedere că această decizie vine la doar 24 de ore de când Volodymyr Zelensky a transmis acel avertisment că Moscova ar dori schimbarea puterii de la Chișinău, apare această întrebare: dacă există o legătură cu Rusia în privința acestei hotărâri, dacă Rusia ar putea avea vreo implicare? Rusia are de ani de zile o implicare în ceea ce privește destabilizarea Republicii Moldova și întoarcerea acestui stat din parcursul său pro-european. În acest moment, președintele Maia Sandu și guvernul de la Chișinău au declarat cât se poate de categoric faptul că în Republica Moldova nu există altă dimensiune politică mai importantă decât asocierea cu alianța economică, politică a Vestului. Dar, evident, Federația Rusă nu și-a abandonat dezideratele. Este un moment de vulnerabilitate, este un moment complicat, sper să fie depășit cât se poate de rapid și am toată încrederea în președintele Maia Sandu că va desemna un prim-ministru capabil să fie în egală măsură categoric în ceea ce privește direcțiile de aderare și de apropiere de vest, dar totodată puternic pentru a putea să stabilizeze situația internă. Un ultim sondaj arăta în Republica Moldova faptul că dacă ar fi alegeri acum, din 5 partide care ar intra în Parlament, 4 sunt proruse. Deci momentul este foarte complicat, inclusiv pentru partidul aflat la guvernare, dar, repet, cu încredere și cu determinare politică se poate depăși acest eveniment. Ce înseamnă pentru o țară europeană care are războiul la graniță, care permanent trăiește cu amenințarea Rusiei, să treacă într-un asemenea context și printr-o criză guvernamentală? Evident, un moment de inflexiune.
în Republica Moldova, tentația de a rămâne în zona gri, o dimensiune politică foarte mult susținută în anii anteriori, în acest moment, după părerea mea, nu mai este de actualitate. Modul în care Republica Moldova este acceptată din punct de vedere politic în Europa Occidentală este în egală măsură fără precedent. Guvernul Partidului PAS și președintele Maia Sandu au primit votul cetățenilor de încredere în ceea ce privește acest parcurs. Deci, în principiu, ar fi dificil prin acțiuni externe să fie întoarsă cu 180 de grade, practic, determinarea Chișinăului în legătură cu accederea la Uniunea Europeană. Și, de asemenea, aș dori să vă întreb dacă viitorul guvern, într-un scenariu pesimist, ar fi unul considerat sub controlul Moscovei, credeți că ar schimba situația Europei în acest context al războiului? Da, ar vulnerabiliza Republica Moldova și, în egală măsură, s-ar genera o problemă complicată din punct de vedere strategic la frontiera estică, Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene, care într-o formă sau alta ar afecta și România. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru Cristian Diaconescu. Ne întoarcem acum la Andrei Negusiu, jurnalist Digi24. Andrei, înțelegem că ai obținut noi informații. Într-adevăr, presa de la Chișinău scrie că cel mai târziu mâine președintele Maia Sandu ar trebui să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Cum spunea și domnul ministru înainte, situația este foarte încurcată și este și deloc favorabilă pentru stabilitatea Republicii Moldova. Și, desigur, interesul este ca această tranziție de la guvernul Gavrilița la un nou executiv să fie una cât mai rapidă, însă evident că, pe lângă nominalizare, noul premier va trebui să obțină și sprijinul în Parlament, un sprijin foarte dificil, care vine într-un moment foarte prost, pentru că Republica Moldova, după cum știm, are și un număr foarte mare de refugiați ucrainieni. Tocmai din cauza acestui număr foarte mare raportat la populație, Republica Moldova primește un sprijin puternic din partea Uniunii Europene. Atare, iată, este încă un element de un element sensibil și în același timp să ne amintim că mai multe atacuri rusești asupra sistemului energetic ucrainean au adus și sistemul energetic din Republica Moldova în colaps, e adevărat, pentru perioade scurte de timp, dar iată încă un element de vulnerabilitate în această situație și firește că este nevoie de un guvern cu puteri depline să gestioneze cât mai bine această situație prin care trece Republica Moldova. Mulțumesc foarte mult, Andrei Negusiu. Doamnelor și domnilor, dintr-un moment în altul așteptăm o declarație a președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, pe care o veți urmări în direct la Digi24. Până atunci însă vă invit să vedem momentul în care premierul Natalia Gavrilița a făcut anunțul că demisionează și odată cu ea întregul guvern. Dacă guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o de la partenerii noștri europeni, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede. Dragi cetățeni, după un an și jumătate în fruntea acestui guvern, a venit timpul să anunț demisia mea din această funcție. Am preluat guvernarea cu un mandat anticorupție, pro-dezvoltare și pro-european. Într-o perioadă în care schemele de corupție acaparaseră toate instituțiile, iar oligarhii se simțeau de neînvins.